Bună dimineața, dragi prieteni! Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Costin! Oare unde sunteți voi? Astăzi am rămas aici, în platou, dar nu sunt singură. Am insistat foarte mult, după ediția de ieri, să reinvităm pe domnul profesor dr. Cristian Mânguță să ne fie alături astăzi în emisiune și l-am rugat să se întoarcă cu cărțile despre care ne-a vorbit ieri. Nu puteam să las această ediție pe altă dată, trebuia neapărat să aibă o continuare și, de asemenea, o să continuăm top 10 pe care nu l-am terminat ieri. Așadar, în prima parte a emisiunii o să discutăm despre aceste volume. Dar înainte de toate am să încep să citesc prefața uneia dintre cărți scrisă de pictorul Cristian Mânguță, care se numește Mediul picturii în ulei al vechilor maestri. Domnul Cristian Mânguță a lucrat an și an la o carte despre mediul pictorilor de odinioară. Cartea intitulată Mediul picturii în ulei al vechilor maestri este editată într-o formă care poate concura oricând cu realizările similare din Occident. Sumarul cărții este consistent, bogăția sa demonstrând calități ce mi-l impun ca pe un cercetător avizat, ca un tânăr savant. Rara avis, ar spune latinii. Gândurile de față atestă doar încrederea ce o am în mintea, tenacitatea și eforturile domnului Cristian Mânguță. Fie ca anii ce vin să-mi confirme girul. Semnează profesor universitar dr. Liviu Lăzărescu. Domnul profesor Liviu Lăzărescu este profesor al Institutului Nicolae Grigorescu în tehnica picturii și, de asemenea, asistent al pictorului Corneliu Baba. O remarcă importantă pe care a făcut-o domnul Liviu Lăzărescu și cred că este un gir foarte mare acordat acestor cărți, motiv pentru care am insistat și noi să le aducem și să le prezentăm astăzi în emisiune. O să rog și colegii să ne dea niște cadre pe aceste cărți. Până una alta, bună dimineața, Cristi! Bună dimineața, Bine! bine v-am regăsit. Bine ai revenit alături de noi. Hai să povestim telespectatorilor despre volumele tale. Da. Cum se observă la Raluca, am trei volume, trei cărți, de fapt, reeditări ale tezei mele de doctorat, care treptat s-au îmbunătățit adăugând un anumit tip de informație care a completat și a dus mai departe anumite idei primare. Totodată este interesant de observat nu numai volumul de pagini care s-a realizat, să spunem, în ultima dintre ele, adică Mediul picturii în ulei al vechilor maestri, ci și un accent mai mare pus pe cercetarea științifică, observându-se în lucrare, la un moment dat, și analize de laborator și, bineînțeles, o aprofundare a unor rețete, ale unor tehnici raportate la vechii pictori, marii artiști de odinioară dintre secolele 15-17 din spațiul european. Este un volum care are vreo 600 de pagini, în jur de 600 de pagini, Da. este foarte, Este un foarte tratat. voluminoasă. Spune-ne, Cristi, aici pe coperta cărții scrie în felul următor: Cartea de față descoperă universul ascuns al operei de artă prin ochii cercetării științifice. Această fascinantă călătorie de inițiere în atelierele maestrilor de odinioară aduce în discuție într-o lumină nouă, inedită, materialul cheie al paletei pictorului și anume mediul picturii în ulei. Se descriu astfel, în mod sistematic și riguros, materiile prime și tipurile de mediumuri realizate în combinarea lor,
ierarhizate istoric pe autori și școli ce aparțin spațiului european dintre secolele al XV-lea până între al XVII-lea. Impresionantă este traducerea pentru prima dată a unor texte despre tehnica și tehnologia picturii, dar și instrucțiunile practice de realizare a diferitelor mediumuri de tip lichid, pastă și gel. Înțelegem că ai făcut și foarte multe traduceri. Eu îmi amintesc că... Încă din liceu, când creasem cumva o emulație așa raportată la tehnica picturii și la pictură în special, m-am coalizat cumva cu voi ca elevi și am încercat de acolo să fac primii pași în cercetarea asta care inițial n-a avut caracter științific, dar care s-a bazat pe anumite surse, cărți cu anumită valoare legate de tehnica picturii. Iar pentru asta inițial m-a ajutat Petre Mihai, unul dintre colegii voștri, și mai încolo Mădălina Georgiana Stoian. În ideea în care ea, devenindu-mi și studentă, a reușit cumva să mă ajute mai mult în ceea ce privește tehnica picturii, adică anumite traduceri, anumite texte în limba engleză. Dar nu m-am oprit doar la traducerea din limba engleză, am mers mai departe și am tradus eu o informație mult mai vastă legată de tehnica picturii în ulei în cadrul acesta al cărților de tehnică franceze, în tradiția franceză, și totodată germană și rusească, prin alte surse, alții oameni care au reușit să mă ajute în respectivele studii. Totodată, da. Te ascultă. Totodată este interesant că aceste cărți au doar o valoare de primă idee, ca să zic așa, urmând pe mai departe ca printr-o cercetare artizanală inițial să ajung să realizez produsele cercetării mele, chiar dacă era una empirică ca a pictorilor de odinioară. Și pe mai departe am reușit să nu mă opresc în punctul ăsta și, studiind dincolo de problema teoretică, să aduc în practică anumite elemente dintr-un studiu de laborator pe care l-am făcut inițial în București, la secția de coloizi, de chimie coloidală, și l-am definitivat mai apoi și în cadrul secției de conservare restaurare a Universității Valahia din Târgu Ovești. Da, ieri ne spuneai că au fost editate într-un număr foarte limitat pentru că nu ai reușit legat de buget să ai un tiraj foarte mare. Poate cu această ocazie cineva ne aude și conștientizează importanța acestui material la care tu ai muncit atât de mult și de ce nu, poate ca urmare cineva va fi interesat să te sprijine ca să duci mai departe această muncă. Păi, aș începe cu următoarea constatare. Orice bugetar are un venit destul de limitat. Ca urmare, n-am putut să-mi permit să editez și să reeditez cartea decât într-un număr limitat de exemplari. Bine ar fi fost ca această informație care a presupus vreo 20 de ani de muncă, care s-a cristalizat cu mult efort într-o sistematizare a unei informații, a unui material destul de bogat. Vorbesc și cantitativ, dar în același timp bogat și calitativ. Și cartea asta eu mi-aș dori să poată să ajungă la cât mai multe persoane care sunt interesate de domeniul picturii în ulei. Pentru lucrul ăsta, singura posibilitate ar fi fost
ca, existând un sponsor, să poată finanța reeditarea cărții într-o nouă ediție și poate cel mai bine ar fi fost să existe într-o ediție pe tehnici, cum este cea de la Polirom, și care ar putea să o difuzeze la nivelul țării, nu doar pe plan local. Da, probabil se vom găsi și alte edituri interesate și, de ce nu, oameni care vor să te susțină în demersul tău, deși până acum te-ai susținut singur, dar n-ar fi exclus să fii auzit. Știm că tu ești o persoană foarte modestă, care nu caută o afirmare ostentativă. Exact, da. Exact. Întocmai, o să-i rog pe colegii mei să ne pregătească și fotografiile pe care o să, pe marginea cărora o să vorbesc aici cu Cristian, și o să ne spunem și noi niște păreri, o să venim cu niște informații pentru publicul nostru. Spune-mi, Cristi, alte planuri, alte cărți, ce mai pregătești? Este bine să subliniez că modul meu de, sau stilul meu de viață ar însemna program, o programare, o ordonare cumva a activităților pe care le realizez. Și din punctul ăsta de vedere pot să spun că, în afară de activitatea pe care o am la facultate, mai tot timpul stau și fac o cercetare proprie într-un laborator de cercetare acasă. Totodată stau și lucrez, adică materialul pe care inițial încerc să-l realizez, îl pun pe paletă și pot, de exemplu, să lucrez pe mai departe anumite lucruri. Dacă aș fi avut bani suficienți, mi-ar fi convenit pe mai departe să scot o carte legată și de pasta picturinului, pastele de culoare ale picturinului, care sunt altceva decât mediumul de pictură. Da, ieri te întrebasem ce hobby-uri ai. Noi știm că, din nou, tu ai fost modest, ne-ai spus doar legat de pictură, dar pe lângă asta știm cu toții că tu mai scrii și poezii, faci și fotografii foarte interesante. Da, legat de fotografie pot să zic că am câștigat un premiu mondial pe intervenție pe fotografie la Kaposvár, în Ungaria. În ocazia asta te felicităm și noi. Da. Iar legat de pasiunea asta, să zicem așa, toate sunt niște pasiuni, nu sunt hobby-uri neapărat. Sunt lucruri începute care au ca finalitate rezolvarea întrucâtva a lucrului respectiv. Eu încerc, de fapt, să epuizez lucrurile pe care le încep. Da. Dar sunt domenii deschise, oricum. Colegii noștri au pregătit materialele cu fotografii și imediat vom vedea pe ecran prima fotografie pe marginea căruia și vom cometa. Iată, da. Este în imagine portretul... Autoportretul, da. Lui Van Gogh. Cine a fost Van Gogh? Van Gogh, așa zic unii că se pronunță, în belgian, olandeză, așa, ar însemna unul dintre marii artiști post-impresioniști. Inițial a avut o secvență impresionistă, iar pe mai departe a reușit să depășească această graniță a impresionismului și neoimpresionismului, să devină foarte personal și să își realizeze un anumit tip de pictură care se vrea să fie foarte personal. El este considerat în istoria artei, de exemplu, pictorul nebun, cel care era nebun după artă, nebun după exprimarea aceasta a libertății, în dorința de a reuși să se apropie de om, de natură, de bucuria vieții, cum spune Erving Stone în viața lui. Da, știm că a avut în jur de 900 de picturi. Într-un interval destul de scurt de timp, cam a pictat în ulei vreo 5 sau 6 ani. Da. Și culoarea lui preferată era galbenul, pe care îl... Asociindu-l cu zona aceasta a Franței, cu
deci cu Franța de obicei, cu sudul Franței, unde a găsit la un moment dat o împlinire în peisajul acesta deschis de câmpie, de spațiile largi. Și ultima lui lucrare, care este destul de definitorie, Cior deasupra unui lan, care este un contrast între cerul albastru și tensionat și pământul care este galben, adică lanul de grâu, și care de un lanul de grâu galben în care de fapt a și murit. În lucrarea inițială, în autoportret, este un autoportret mai aparte, cel cu urechea tăiată, în care era într-o perioadă în care cocheta lucru cu Gauguin, un alt pictor post-impresionist, și datorită unor tulburări interioare deosebite pe care le-a avut bând, se pare, și Absin, o băutură care creează anumite stări de halucinație, a reușit să facă acest act tulburător, să șteie urechea și să o dea pe mai departe unei prostituate, da. Da, așa este. În decursul vieții știm că a vândut o singură lucrare și aia fratelui său, pentru că el a fost mult mai apreciat după moartea sa. Deci Theo Van Gogh, care era fratele lui, a fost cel care a reușit să se apropie cel mai mult de el, ca uman, în mod uman, și care l-a sponsorizat cumva, adică de-a lungul întregii lui vieți, să poată să-și ducă la bun sfârșit pasiunea pe care o avea, cea de a picta. Adică i-a acordat libertatea de a putea să lucreze. Dragii mei, sigur că putem spune multe informații despre pictorul Van Gogh, însă după o scurtă pauză de publicitate revenim aici în platoul nostru la Cafeaua de 10 cu alte lucrări. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Cu cât înveți mai mult, cu atât mai multe conexiuni poți să faci. Conexiunile creează idei care pot schimba viitorul. Când înveți, trebuie să rămâi curios, să greșești, dar să încerci până reușești. Să crezi că o idee poate crea prezentul pe care ți-l dorești. Startup Spirit creează noua generație de antreprenori de succes. Intră pe startupspirit.ro sau pe facebook.com/startupspirit.ro și învață cum să dezvolți propria ta afacere. Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Iată, am revenit aici în platoul nostru după o gură de cafea. Cred că ne-am mai înviorat. Ne-am trezit, am prins energie în scurta pauză de publicitate și continuăm discuțiile aici la cafea cu Cristian Mânguță. Colegii noștri au în continuare pregătite imaginile. Hai să vedem un pictor de secol 17. Păi nu, că din păcate imaginea care a fost pusă este cu Grigorescu, carul cu boi. Și atunci, colegii mei m-au sabotat în această dimineață. Și atunci, da, într-adevăr, avem o imagine a pictorului Nicolae Grigorescu, foarte, foarte cunoscută, carul cu boi, dintr-o serie de lucrări, larg, așa, da. De care cu boi. Da, este interesant și pictura românească și de obicei este mai jovial așa să observăm cum spațiul nostru autohton este unul plin de lirism, de exemplu. Amintind de Miorița și aici putem să vedem de multe ori un joc care se face astăzi în cultură, se spune de identitatea noastră, că noi pe de o parte vrem să fim cinstiți, drepți, curați, nu știu ce, dar pe altă parte avem și spiritul ăsta de răzbunare sau avem un spirit de ludic și asta ne face să derapăm dincolo de dincolo de orice lucru pe care ni-l impunem a fi. De ce? Pentru că spiritul nostru este unul mai jovial, mai deschis, mai ludic. Bun, Grigorescu este interesant că și-a făcut ucenicia în Franța cu ajutorul lui Gălnicianu și pe mai departe, iar este surprinzător că aparține cumva picturii realiste, realismului și realismului francez, de obicei. Ducându-se... Însă curentul este impresionismul care este la baza picturilor, nu? Nu, realismul este anterior impresionismului. Se observă o gură de aer care se ia în plein air, de exemplu, cu școala deschisă de către Rousseau. Ei sunt cei care se duc în Île-de-France, pe lângă Paris. E acolo o pădure, un codru de ăsta foarte secular, cu tot felul de stânci enorme, cu copaci, tot așa, de la începutul pământului, să spunem așa, în ideea în care este interesant că pădurea se numește Fontainebleau, iar un sătuc de acolo, Barbizon, în care au stat artiștii, preimpresioniștii, și au pictat. Este plăcut de observat că de la noi s-a dus acolo Grigorescu și apoi Andreescu și au pictat pentru prima dată în plein air. Adică se face trecerea de la pictura de interior spre pictura aceasta de spațiu deschis, de peisaj.
Grigorescu, de exemplu, a avut șansa să stă destul de mult timp în Franța și să aibă un dialog cu publicul francez. Andrescu n-a avut oportunitatea asta, s-a întors în țară unde a încercat să regăsească anumite elemente specifice zonei de aici și să fie chiar glorificat de către Grigorescu. Grigorescu spunându-i la un moment dat că este un urmaș demn al lui. Da, lucrările lui Nicolae Grigorescu le putem vedea în Muzeul Național de Artă al României din București. Dar și în Târgoviște. Și în Târgoviște sunt vreo două, trei lucrări. Avem și noi, într-adevăr, ce lucrări nu mai țin minte. Trebuie neapărat să merg într-o nouă vizită la Muzeul de Artă din Târgoviște. Da, aici avem vreo două peisaje micuțe care țin de niște străduțe de prin Franța, da, vechi, cu un anumit specific. Dar este foarte interesant de la Carol Cuboi că era specific perioadei de la 1800 din România, în care orice gospodărie cam trebuia să aibă un car cuboi. Era un specific românesc. Da, iată, vom trece acum la următoarea pictură. Dacă ne ajută și colegii noștri, ia uite-l pe Rembrandt. Da, Rembrandt Van Rijs. Cu lecția de anatomie. Da. O lucrare care l-a și făcut celebru și care a fost pictată în numeroase variante, din câte mi-amintesc. Da, este un portret colectiv care aduce în discuție problema luminii, a clarului și al obscurului. Este pictorul care știe să-și regizeze lumina dincolo de o sursă naturală. Și în portretul ăsta colectiv se observă nu numai fizionomii, ci și psihologii ale diverselor personaje puse într-o anumită atitudine și cumva oficializarea unui lucru care era interzis de către Biserica Catolică până atunci. Se observă trecerea de la catolicism la protestantism a artiștilor din Olanda, adică se desprinde Olanda de Flandra, devine Belgia la un moment dat, de azi, și se oficializează, se dă, se permite disecarea, nu, secțiunea cadavrelor, se fac lecțiile de anatomie, ceea ce până atunci orice artist, datorită Inchiziției și curentului acesta catolic, nu aveau oportunitatea să studieze corpul uman. Da, legat de compoziție, se observă o compoziție piramidală. Cred că pictorul aici a jucat rolul unui regizor. Da, dar nu statică, cum era mai degrabă în Renaștere, o piramidă echilibrată cu știu eu, o axă de simetrie dreapta-stânga. Aici se observă și specific barocului în care este lucrată opera, o dinamică a personajelor cu gesturi sugestive. Da. Sunt multe de spus pe marginea acesta și legat de tehnică. Și da, da, păi Rembrandt este cel care se spune că a folosit uleiul ars, de exemplu, eu am scris în cartea asta, și este sugestiv să vezi cum reușește să obțină față de alții lucrări în care se spune așa că puteai să pui mâna pe nasul lor și să le tragi din pânză. Da. Da, interesant. Trecem la următoarea imagine pe care o vom vedea chiar acum. Colegii, în dimineața asta toată lumea e pus omorât. Am trecut la o nouă perioadă. O nouă perioadă, da. Curentul pop. Da, Arta Pop. Art, Arta Pop este o lucrare a lui Andy Warhol. Da, sunt cu portretele actriței Marilyn Monroe. Știm despre tehnică că el folosea serigrafia, era pasionat de... Experimentul în care se observă dintr-o dată un joc al aceluiași chip al unui personaj care este emblematic pentru... știu, publicul aceea, larg, da, și care poate să devină la un moment dat semn plastic. Se observă acolo roșu, de exemplu, ca pată
față de verde sau... Adică este un joc al variantelor posibile față de, știu eu, un cadru luat pe un personaj. Dar e interesant jocul ăsta, posibilitatea ca în aceeași lucrare să vezi de fapt chipurile aceluiași personaj, dar schimbat cumva din punctul acesta de vedere al jocului plastic. Andy a experimentat foarte mult, inclusiv a avut un studio, a chemat televiziunea în propriul lui atelier, transformând astfel da, atelierul interferența între spațiu arte. De se televiziune. Vede... Știm că el a început ca și grafician pentru reclame, nu? Da. Și a adus, a reprezentat la momentul respectiv un simbol în avangarda new-yorkeză. Sunt multe lucruri de spus despre Andy, sunt și filme pe care le putem vedea, cum se numeau, știi? Despre filme. Păi o să aflăm și noi informațiile, nu știu, am dimineața și asta un lapsus foarte mare. Filme scurte, lucruri legate de happening, de pictură acțiune, de lucruri de genul ăsta. Da, cam așa. În care reușește să creeze un dialog cu publicul și să depășească spațiul imediat doar al reclamei în sine. Dar oricum sunt lucruri destul de deschise așa și participarea celorlalți are un rol în postmodernismul ăsta, pentru că el, ca niște pictorul sau și grafician, artistul, mai bine spus, care deschide o nouă eră, face dialogul ăsta cu publicul, ceea ce este salutar sau important, și reușește, ca mulți alți pictori din perioada asta, să lucreze chiar pe obiecte, să picteze pe obiecte, să facă pictura obiect, adică să facă obiectul artistic, să nu mai realizeze pictura într-un spațiu bidimensional și să creeze în felul ăsta și o ambianță artistică, da. Da, lucrările lui le putem vedea și la Pompidou, da, la muzeul. Eu am avut oportunitatea asta să stau mai mult în Paris și să văd și Orsay, să văd și Pompidou, să văd mai multe, să văd Louvre. Și aș fi fost salutar, cel puțin pentru mine, să depășesc spațiul Franței și să văd, de exemplu, și Ermitajul. Da. Păi, cine știe, poate vei avea ocazia asta. Colegii, următoarea imagine. Haideți, vă rog. Iată o nouă imagine care nu se vede. Caravaggio. Coborârea în mormânt sau punerea în mormânt. Punerea în mormânt. Da. Dintr-o dată observăm un alt tip de clarobscur decât cel realizat de Rembrandt, în care forma este pusă în evidență, nu îngropată în umbră, de exemplu. Se observă la un moment dat un alt tip de regie în care culoarea iară intră într-un contrast cu valoarea. Dramatismul acțiunii, gesturile iară, care sunt foarte importante. Trebuie amintit totodată Caravaggio creează tenebrosismul, de fapt, care asta înseamnă, tipul ăsta de contraste care se realizează între lumină și umbră. Hristosul, care este personajul cel mai important acolo și care este foarte deschis valoric față de celelalte personaje, care câștigă anumite tipuri de valoare în raport cu închisul fondului, de exemplu. Și dramatismul subiectului, care amintește, nu, la un moment dat, punerea în mormânt, și asta e o idee totodată teologică, adică cu moartea, pe moarte călcând, spunem noi, în ortodoxie, sau el este moartea morții, și aduce, pe de altă parte, lumina învierii, și, bineînțeles, de aici este interesantă ideea de bază a creștinismului, cea a vieții veșnice și a credinței care dă sens existenței umane. Da, punerea în mormânt a lui Caravaggio este una dintre cele mai desăvârșite opere ale sale. Chiar Rubens pictează, face o replică după lucrarea asta, o variantă posibilă. Artistul amplasează cele 5 figuri grupate în jurul trupului lui Isus și cele 5 personaje, fiecare dintre ele, sunt surprinse astfel.
Apostolul Ioan atinge ezitând rana din coasta lui Isus, Maica Domnului îi privește îndurerată la fiul ei, Maria, soția lui Cleopa, își ridică brațele spre cer într-o rugă deznădăjduită, Maria Magdalena plânge încet, iar Nicodim strânge la piept picioarele lui Isus și privește așteptând parcă răspuns la întrebarea de ce. Da, foarte emoționantă descrierea. Într-adevăr, este un tablou pe care... La care are o forță, în primul rând, de expresie extraordinară, care se găsește în Italia și care sunt și un manifest al prezenței lui, al dramei existenței lui. El moare tânăr, moare la un moment dat înjunghiat, în somn. Timpul lui existențial este destul de scurt, totuși creează opere care au o mare forță de impact. Lucruri care țin și de destinul lui ca artist. Da, un important precursor al barocului. Să vedem următoarea pictură. Corneliu Baba, Arlechin, care, da, este tot așa, unul dintre pictorii noștri de clar obscur este pictorul Corneliu Baba. Vorbeam mai devreme de Liviu Lăzărescu, care a fost asistent și care mi-a prefațat mie cartea devenind profesor la Institutul Grigorescu de Art. Corneliu Baba, care este unul dintre cei mai mari pictori români, care a reușit la un moment dat să aducă pictura în ideea aceasta a formei, chiar dacă în lucrarea asta se observă la un moment dat foarte mari dialoguri între culoare, observăm că accentul este pus pe formă, pe expresie, în ideea în care pata de culoare poate să construiască forma și să-i dea un anumit sens, și psihologia personajului este sugestivă în sensul în care el reușește la un moment dat să ducă pe mai departe într-un ciclu de lucrări în Rege Nebun ideea aceasta a râsului plânsului, a arlechinului, care a bufonului, a celui care mimează, a reprezenta ceva, dar a depășit la un moment dat râsul și a arătat că, de fapt, esența, în esență, existența este destul de serioasă, așa. Da, o să vedem și o altă imagine imediat, pe care o pregătesc colegii noștri. Iată, da. Una dintre cele mai celebre cunoscute. Și cunoscute, da. Am lăsat-o spre sfârșit în topul nostru. La un moment dat, cum am zice așa... Da, Mona Lisa sau Gioconda lui Leonardo da Vinci, adică Leul din Vinci, nu? Pictorul genial, pictorul căruia Merzi spune că nu mai se asemănă cu nimeni altcineva, adică elevul lui Merzi, și care reușește prin lucrarea asta să aducă în prim plan idealul feminin, să arate chiar în lucrarea asta personificarea, personalizarea lui ca artist. Se regăsește și o ușoară, de exemplu, o autoportretizare a lui ca artist, care, bineînțeles, ați văzut, se pune în evidență și datorită câștigurilor tehnice. Foarte puțini dintre pictorii actuali cunosc folosirea glasiurilor și a velaturilor. El ajunge, de exemplu, să câștige în tehnică prin sfumato, printr-unul dintre elementele tehnice care îi creează superfluul, de exemplu, și spațiul, care devine unul plonjant aerian al unei perspective care iar nu mai este de tip geometric. Așadar, toată faima asta creată în jurul acestei Giocondei picturi este și pentru că a fost și furată. Nu, știi că a fost furată la un moment dat. S-a pierdut, s-a recâștigat, nu se știe, adică cel puțin așa presupuneau într-un timp, că se cunoaște dacă originală, dar până la urmă analizele de laborator au dovedit a fi, iar pictura, bineînțeles, că este celebră... Și mare încredere ai tu în francezi. Da, cumva și datorită formării pe care
am acolo. Trebuie să-i credem pe cuvânt acum, dacă ei spun că lucrarea este una originală, trebuie să luăm lucrurile ca atare, nu? Există un gen de replică a ei care se vede chiar pe una dintre cărțile mele, în asta care o ai acolo, în cea care, a doua, așa, în care se observă la un moment dat Gioconda Nordului, așa se numește, lucrarea cu cercelul de perlă al lui Vermeer. Și este sugestiv dialogul ăsta între Italia și, să zicem, Olanda. Oricum a existat totdeauna o luptă între cele două țări în ceea ce privește supremația artei, care oricum a ajuns de la Roma treptat să se ducă spre Franța, cum spuneam, de post-impresionism. Da, într-adevăr, ne-au ajutat colegii să arătăm o imagine. Sunt multe lucruri de spus, lecția de istorie artei este foarte scurtă aici la noi în emisiune. Mai avem imagini, colegii? Am terminat 8-10? Auzim din emisie că mai avem o singură imagine. Iată, da, ultima. Aici, un alt pictor, vânătoarea de tigri, de lei, de fapt, este, așa este intitulată, și este o lucrare a pictorului Paul Peter Rubens, în prim baroc, o lucrare în care se observă foarte mult dialogul dintre animal și om, totodată tensiunea dată de liniile serpentinate de acolo, care sunt specifice barocului, mișcarea care își are rolul ei în a dinamiza suprafața. Totodată este interesant culoarea care construiește forma, tipuri de texturi. De exemplu, eu când am fost în Paris și am văzut lucrurile astea, că sunt în unele din lucrările astea, sunt în sala medicii, în Louvre. Și ele sunt realizate pe pereți, pe suprafețe foarte mari. Da, le-am văzut și eu, recunosc. Dacă te am fost impresionat, aproape, da. Chiar nu poți petrece o singură zi doar în Louvre. Obosești mergând prin Louvre și este, da, la un moment dat îți dai seama, destul de greu să vizualizezi Louvre într-o singură zi. Adică mai indicat ar fi fost să poți să stai o perioadă de timp și să poți să revii acolo să vezi anumite secvențe ale Louvre-ului. Bineînțeles, ce e foarte interesant în Louvre sunt și expozițiile temporare, nu numai expozițiile de durată, adică cele permanente. Și nu odată am observat lucrări surprinzătoare, care nu sunt arătate de obicei publicului larg, adică vorbesc de schițe, de notații, de tot felul de compoziții ca variante ale posibilelor lucrări și este interesant să poți să vezi și catalogul lucrărilor, să te bucuri de prezența expozițiilor care apar ad hoc. Da, Cristi, cred că trebuie să ne vedem mai des la cafea. Eu trebuie să recuperez niște informații pe care le-am mai pierdut pe drum despre istoria artei. M-am luat cu una, cu alta. Mi-am găsit diverse preocupări, însă cu siguranță de la tine putem afla multe informații pe care putem să le transmitem și publicului, dar și în mod personal avem ce culege de la tine. Am putea să spunem, îți mulțumim încă o dată că ne-ai fost și astăzi alături. Mulțumesc și la o proximă întâlnire. Îți mulțumim că ai venit și cu cărțile tale. Știi că am insistat ieri foarte mult să revii în emisiune și deja insist și de acum ca să te mai avem aici în emisiune. Poate dezbatem și alte subiecte pe lângă pictură, pe lângă artă. Putem să tratăm, de exemplu, și lucruri legate de religie polivalentă. Și lucruri legate de filozofie, atâta timp cât am tratat lucruri de genul ăsta și în formarea mea. Păi, cu siguranță, la cât ești tu de polivalent, da. Ne putem adapta aici. Sunt multe lucruri de spus și cu siguranță tu ne vei împărtăși din experiențele tale. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu niște copii foarte haioși și abia aștept să-i invit aici în platou să ne bine dispunem. Am început dimineața așa cu
o lecție mai serioasă, dar după pauză revenim cu bună dispoziție. Vă mulțumesc și eu pentru prezența aici. TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbind, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? SECE Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Carol Davila este dotat și amenajat la standarde europene și posedă un personal medical cu înaltă calificare, care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Centrul Medical Carol Davila a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv ca fiind laboratorul privat din județul Dâmbovița cu cea mai performantă aparatură de laborator. S-a deschis și un laborator de analize medicale în incinta Centrului de Sănătate Voinești, iar la jumătatea lunii martie se va inaugura serviciul de optică medicală și oftalmologie în colaborare cu renumita firmă de profil Optica Milano. Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu oferte pentru ochelari de soare de cele mai renumite marci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlight. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbind, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Toma și vă invităm fiecare sâmbătă, începând cu ora 13, să urmăriți emisiunea Dedicații Populare cu Vanessa. Nume grele ale muzicii populare românești, cei mai buni instrumentiști, cei mai talentați dansatori sunt principalele atracții ale emisiunii. Așa că nu ratați nicio ediție, căci la Columna TV încingem cele mai tari petreceri. Zi, Vasile, zi, tot așa s-o ții, ca așa-i place inimii mai. Zi, Vasile, tu, ca amui amui, și mi-e drag ca sufletul moi. Lucrurile bune trebuie cultivate. Doar buruiana crește de la sine. Sănătatea nu este rodul întâmplării, ea poate fi influențată de atitudinea noastră. Borile transformă omul într-un pacient. Sănătatea îl ajută să trăiască cu demnitate și să aibă o viață de calitate. Sunt Ionel Ilie și vă așteptăm fiecare miercuri, începând cu orele 17, să descoperim împreună secretele unei sănătăți durabile. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate
copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dragii mei, sunt Diana Berberi și vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă, începând cu orele 18, la emisiunea Diana și invitații săi, numai la Columna TV, o emisiune axată pe divertisment și multă voie bună. Vă aștept cu mare drag! Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi aici. Dacă vreți să urmăriți muzică de calitate, folclor românesc autentic, urmăriți în fiecare duminică de la ora 13 emisiunea cu Ana Crăciun și invitații săi. Vă aștept cu mare drag! Dacă ai din fiecare câte un pic e lucru mare, fericit și sănătos, treci prin viață cu folos. Cum arată constelația Orion? Se poate fotografia cerul nopții? Când și cum se pot vedea stelele căzătoare? Dar cratere de pe Lună sau irelele lui Saturn? Fenomene cosmice, poezia cerului, tabere și expediții, cursuri și proiecte. Sunt Valentin Grigore și vă invit să aflăm împreună toate acestea, explorând universul alături de Societatea Astronomică Română de Meteori, la singura emisiune de astronomie din România. Noi și cerul, la Columna TV, sâmbătă de la ora 15. Și vă invităm fiecare sâmbătă, începând cu ora 13, să urmăriți emisiunea Dedicații Populare cu Vanessa.
Nume grele ale muzicii populare românești. Cei mai buni instrumentiști, cei mai talentați dansatori sunt principalele atracții ale emisiunii. Așa că nu ratați nicio ediție, căci la Columna TV încingem cele mai tari petreceri. Zi, Vasile, zi, tot așa s-o ții, ca și-i place inimii măi. Zi, Vasile, tu, ca amui amui, și mi-ești drag ca sufletul măi. Lucrurile bune trebuie cultivate. Doar buruiana crește de la sine. Sănătatea nu este rodul întâmplării, ea poate fi influențată de atitudinea noastră. Borile transformă omul într-un pacient. Sănătatea îl ajută să trăiască cu demnitate și să aibă o viață de calitate. Sunt Ionel Ilie și vă așteptăm fiecare miercuri, începând cu orele 17, să descoperim împreună secretele unei sănătăți durabile. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Acolo-i muzica bună, hai, hai și iar hai. Unde lumea se adună, hai, hai și iar hai. Acolo-i muzica bună, hai, hai și iar hai. Și petrecem și cântăm, hai da numai și numai. Cu toții ne bucurăm, hai da numai și numai. Și petrecem și cântăm, hai da numai și numai. Cu toții ne bucurăm, hai da numai și numai. Dragii mei, sunt Diana Berbec și vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă, începând cu orele 18, la emisiunea Diana și invitații săi, numai la Columna TV, o emisiune axată pe divertisment și multă voie bună. Vă aștept cu mare drag! Cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție! De grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. De 10 și nu singură, cu mulți invitați, mai mici, mai mari. Avem niște copii minunați care au venit să ne prezinte un program special făcut pentru emisiunea noastră Cafeaua de 10. Avem alături de noi învățătoarea și coordonatoarea lor, Ghenea Alina, învățătoare la școala Produlești. Școala Gimnazială Produlești. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Este pentru prima dată într-un platou de televiziune? Așa este! Suntem la prima apariție la televizor și suntem onorați că ne aflăm aici cu dumneavoastră. Sperăm să vă încântăm cu ceea ce am pregătit. Cu siguranță avem toată încrederea că o să fiți pe măsura așteptărilor noastre. Alina, știm, eu am primit o descriere foarte interesantă despre tine, este top secret. Da. Trebuia să mă informez și eu, deși noi ne cunoaștem din alte cadre. Știm despre tine că ai studiat Liceul Pedagogic Constantin Cantacuzino din Târgoviște între anii 1997 și 2002, Facultatea de Științele Educației, iar între anii 2012-2015, studiile de master în educație, strategii didactice de comunicare și învățare eficientă.
Fii atent cum scrie de, cum este descrierea pe care am văd primit-o. Că ai primit un raport complet până la momentul acesta, să vedem ce urmează. Descrierea este așa: o vărsătoare optimistă până în ultima instanță, sociabilă, căreia nu-i plac soluțiile de mijloc, tinzând spre o extremă sau alta. Cum e asta cu extrema, Alina? Probabil spre bine sau rău, nu spre lucruri de mijloc. Nu-ți plac într-adevăr, nu-mi plac măsură, jumătățile de măsură. Ori este bine, ori nu este bine. Categoric. O fire creativă, glumeață și veselă, energică, mereu predispusă de a încinge atmosfera. Nu știu cum sună asta, dar cu siguranță... alături de copiii tăi la școală, tot timpul este o atmosferă... Într-adevăr, da, trebuie să avem o spontaneitate noi învățătorii și să fim bine dispuși și prezenți activi în toată puterea cuvântului. Da, copiilor le place zâmbetul, le plac glumele și așa îi destind și scot așa câteodată din atmosfera aceea păsătoare care ne o creează disciplinele mai dificile, așa-i? Da. Am văzut înainte să ne pregătim să intrăm în emisiune cum îi pregăteai, cum îi aranjai, o adevărată mămică. Dincolo de catedră îți mai asumi și alte responsabilități. Știu că cei mici au venit astăzi doar împreună cu Alina. Ei nu sunt însoțiți de părinții, motiv pentru care cred eu că părinții și-au pus toată încrederea în învățătoare și ți-au lăsat pe mână, cum s-ar zice. Vreau să cred că nu depind de mine astăzi, vreau să cred că ei sunt independenți și că depind de ei. Așa-i, copii? Da. Continuând descrierea, am mai găsit lucruri interesante despre Alina. Un suflet care știe să iubească, îi place să creeze o lume în care nivelul dintre ea și elevi este egal, fără temeri, inhibiții și prejudecăți. Cum este relația cu copiii tăi, Alina? Relația mea cu acești copii este o relație pe orizontală, să spun, adică eu sunt acolo, în mijlocul ei, lor, nu vreau să mă vadă ca stând la catedră, ca fiind cineva mai mare, vreau să fiu la fel de mică ca și ei, să creăm o relație de prietenie, de sinceritate, de destăinuiri. Da, conținând descrierea, iubește nespus copiii, iar în profesia sa dovedește abilități empatice, înțelege copiii și privește lumea prin ochii lor, încercând să le formeze acestora personalități armonioase și să-i înzestreze cu valori morale și superioare. Aveți așa și lecții de dirigenție cu Avem, ei? Într-adevăr, foarte multe lecții de dezvoltare personală și educație civică, în care încerc să scot în evidență valorile morale pe care un copil, cu care un copil trebuie să fie înzestrat. Îi încerc să-i conștientizez și pe ei cu ceea ce este bun și ceea ce nu este bun, pentru că așa cum avem profilul vieții contemporane, este un profil dificil, un profil care îți impune tărie de caracter, personalitate puternică și o cunoaștere bună a tuturor valorilor morale. Da, copiii ne-au pregătit câte ceva, mai întâi să-i cunoaștem. Începem de la tine, hai să vedem. Ne spui numele tău. Pe mine mă cheamă Rotaru Andreea Florina. Și colega ta, îi dăm fi un microfon. Pe mine mă cheamă Drăguț Dariana Maria. Pe mine mă cheamă Ene Bogdan Florin. Au și puțin emoții, adică chiar dacă au vrut să simuleze că nu au emoții, într-adevăr... Bineînțeles au că emoții. Au emoții, dar este foarte important că încercăm să scăpăm de ele, împreună. Să le depășim. Da, hai să o prezentăm și pe micuța de lângă mine. Pe mine mă cheamă Voicu Natasha Elena. Și pe Coniță, ea cred că o să fie Conița, nu? Ea este cu coana noastră. Pe mine mă cheamă Șerban Denisa Liana. Da, Liana împreună cu Andreea. Colega ei, Andreea, ne-au pregătit o scenetă foarte frumoasă. Le lăsăm să se pregătească, să-și ia loc în spațiu, da? Trebuie să le dăm câte un microfon. Hai să vedem. Și când sunt pregătite, le lăsăm să ne spună o fabulă. Nu, ele au... Ele au pregătit o scenetă care este intitulată Ioana și Cucoana.
Ioana. Denisa va fi Cucoana, iar Andreea va fi Ioana. Sunteți pregătite, fetelor? Da, da. Haideți să vedem. Ioana! Hai, Cucoana! Adun pălăria! Ce Cucoana, s-a spart farfuria? Of, da, proastă mai ești, fugi de aici! Ioana! Hai, Cucoana! Mi-ai făcut pantofii? Da, Cucoana, nu s-a copt cartofii! Of, da, proastă mai ești, fugi de aici! Ioana! Hai, Cucoana! Adun sandalele! Cucoana, nu-s gata sanmalele! Văleu, ce mă fac eu cu tine? Pleacă de aici să nu mai te văd! Ioana! Hai, Cucoana! Ia vină până în coamă! Da, Cucoana! Ia bine aminte la ce ți-i spune! Da! Cască bine orecle și ascultă-mă! Da, Cucoana! Fii atentă, ia banii ăștia! Simbria mea, Cucoana, sărung mea, Cucoana! Nu, toantă, să te duci la farmacie! Și cum fac, Cucoana? Că nimic nu știe. Nimic, Cucoana. Fii atentă. Ieși din curte și o apuci la stânga, apoi la dreapta, la stânga, la dreapta. Mergi și mergi până dai de o piatră. Ai grijă să nu te împiedici de piatră să calzi, să-ți rumi nasul, că nu știu ce-ți fac. Ai înțeles? Da, Cucoana. Apoi iași la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta și mergi și mergi până dai de un pod. Ai grijă să nu care cumva să te pleci peste el, să cazi în apă, să te muresc, că nu știu ce-ți fac. Ai înțeles? Da, Cucoana. Apoi mergi și... Apoi iași la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta, până dai de o farmacie. Apeși pe buton, iese farmacista și cer o seringă și un kilogram de bomboane. Ai înțeles? Da, Cucoana. Ia repetă după mine ce am spus. Păi ies din curte și o iau la... La stânga, idiotul. Așa, Cucoana. O iau la strâmba, la drâmba, la strâmba, la drâmba. Până dau de o piatră, am grijă să mă împiedic pe piatră să ca să rup bine nasul, că altfel mi-e rupe Cucoana când vin acasă. Și arau la strâmba, la drâmba, la strâmba, la drâmba, până dau de-un pot. Am grijă să cad peste pot, să mă murez bine, că altfel mă murează Cucoana când vin acasă. Și iau la strâmba, la drâmba, la strâmba, la drâmba, până dau de o farmacie. Apăs pe farmacistă, iese butonul și cer un kilogram de serin și o bomboană. Am spus bine, Cucoana? Lasă-mă și du-te! Fă ce vrea, că eu m-am săturat de tine ca de mere, pădurete. Da, asta a fost momentul pe care cele două fetițe minunate le-au susținut aici. Avem niște întrebări pentru ele, nu? Ia să vedem. Cum ți s-a părut, Denisa, această scenetă? Este o scenetă foarte haioasă și interesantă. Cine te-a ajutat să înveți? Cum ai învățat-o? Doamna învățătoare sau și părinții? Și părinții și doamna învățătoare. Da, și ce spui tu despre Cucoana? Cine este Cucoana? Ce părere ai tu despre ea? Este o doamnă doamnă bogată care nu face altceva, nimic decât să dea ordine. Da, și mai există cucoane de asta în ziua de astăzi? Cam nu. Nu? În afară de tine, nu? Am văzut că te-ai pregătit așa, ai și poșete și brățări, dar ce facem cu trabucul ăla din mână? Ăla e doar cu titlul de împrumut, nu? Da. Nu, trabucul acela completează decorul unei autentice cucoane. Da, așa este. Andreea, ce spui despre Ioana? Personajul Ioana este imaginea unei fete care are serviciul unei doamne. Este un pic puțin naiv, nu înțelege tot ce îi se cere, de aceea sceneta noastră este aslie. Da, este. Dar când ați repetat rol așa, te-ai simțit acolo în pielea personajului? Da. Da? Dar nu ești fetița aia care nu înțelege, nu? Nu? Bun. Foarte, foarte haioasă. Cum e
ai pregătit, Alina, pe copii? Cum... Într-adevăr, este o scenetă haioasă. Din momentul în care le-am prezentat pur și simplu sceneta citindu-le, au rămas încântați și dornici să intre în pielea personajelor și să susțină sceneta. Aportul meu s-a rezumat la a le prezenta pur și simplu rolurile. Sunt niște copii foarte isteți, harnici, trebuie doar să le insufli dorința de a explora, de a căuta, de a cerceta, de a învăța și le este suficient. Atât, le-am dat pur și simplu rolurile și au învățat a căsică. În câteva repetiții la școală v-am prezentat tocmai ceea ce ați putut vedea. Da, foarte frumos. Știm că nu doar ei sunt copiii tăi, tu ai o clasă. Într-adevăr, ei sunt o parte din întreg colectivul clasei. Sunt 16 copii care alcătuiesc clasa a treia, la fel de minunați ca și ei. Sperăm să putem să îi aducem și pe ei odată în emisiune, să îi cunoaștem pe toți. Păi, îi așteptăm cu siguranță. Tu lucrezi la un program pentru Crăciun, nu? Da, eu lucrăm de fapt împreună la un program pentru Crăciun. Este un program, o sărbare foarte frumoasă, concepută de bunica lui Bogdan. Bogdan, aici de față. Aici de față, da. Vom, la sărbare vor participa și câțiva părinți și câteva bunicuțe care formează o șezătoare ca pe vremuri. Și le aducem și pe bunicuțe. Și le aducem și pe bunicuțe și îi aducem și pe părinți și întreg colectivul clasei a treia. Păi avem loc aici în platoul de la Capara de 10 și cu siguranță și în alte emisiuni. Columna își face loc și primește tot timpul acest soi de oameni care au ceva de spus și ne bucurăm de fiecare dată să îi avem alături. Mai avem aici de față încă o elevă de-a ta, pe Natasha, care ne-a pregătit o fabulă, nu? De la Fontaine, Natasha, voi cu Elena. Păi, Natasha, uite, tu poți să iei un loc aici în spațiu și să ne spui fabula, cum vrei, sau preferi aici pe canapea? Aici pe canapea. Hai, îți place canapea noastră de la Capara de 10, este într-adevăr foarte confortabilă. Hai să te ascultăm. Vulpea și corvul, de Jean de la Fontaine. Cum mătul corp ținea prins cu o bucată de cașcaval furată? Cum mătra vulpea trasă de miros vorbi cu el sub un copac de jos? Măria ta, îi zise, să trăiești, că tare, mândru și frumos mai ești, perfile aghels cum te arăți în pene, el a murit cu ochi și cu sprâncene. Nu vreau să mint, dar nici nu vreau să nec, că ești minunea corpului întreg. El, măgulit de această cuvântare, voi să-i dovedească de decenii sale. Deschide priscul, cașcavalul cade. Vulpea ia și-l ține cum se cade, o altă cum da. Domnul meu, o să te învăț acum ceva și eu. Lingușitorii se înfructă de la cei ce cască ură ascultând la ei. Văzuși, lecția mea nu te-a costat decât un corcovan de caș furat. Da, este o fabulă care conține și o morală pe care și tu o poți spune colegilor tăi. Cam ce le-ai spune tu așa după ce ai învățat această fabulă? Ce sfaturi le dai tu colegilor tăi? Sfaturile pe care le-aș da colegilor mei ar fi să nu se încreadă în oamenii lingușitori, să se ferească de cei care îi provoacă și să nu fie lingușitori. Da, tu ai întâlnit așa în anturajul tău niște colegi așa care par lingușitori? Nu, n-am întâlnit. Copii sinceri la școala gimnazială. Spun întotdeauna adevărul. Copii sinceri. Ce știi tu despre autor, despre La Fontaine? Jean de La Fontaine este un poet, dramaturg și romancier francez. El este celebru prin fabulele sale. Da, și mai știi și alte fabule de ale lui? Da, mai cunosc Măgarul Galeș, Vulpea și Strugurii, și Greierele și Furnica. Da, și asta cu Greierele și Furnica, mai știi cum e? Greierele mai lene și Furnica mai hărnicuță, nu? Da, foarte, foarte interesant. Sigur, tu le spui lucruri dincolo de textele astea pe care cu siguranță ei le învață și cu ocazia asta ni le mai amintim. Într-adevăr, și noi ne folosim de
anumite texte tocmai pentru asta, pentru a scoate în evidență valorile morale de care vă spuneam. Aici, spre exemplu, iese în evidență faptul că nu putem fi sau nu trebuie să fim lingușitori. Sunt alte povești care ne dezvăluie hărnicie, bunătate și așa mai departe. Deci folosim acest material didactic pentru a scoate în evidență, pentru a puncta ceea ce noi dorim ca ei să-și însușească. Cum se vede școala acolo? Cât de diferiți sunt ei față de cei din mediul urban, ca și copii, cum îi găsești? Că tu ai mai interacționat și cu... Într-adevăr, mediul este puțin inferior decât mediului urban, dar vreau să spun că nu este un punct care ne dezavantajează. Știm foarte bine că mulți copii de la țară au făcut performanțe cu succes. Ei sunt niște copii talentați și dornici de a învăța. Aceste însușiri, să spunem, le dobândesc doar de la părinți din mediul familial, din mediul social și din mediul școlar. Iată, colegii mei ne prezintă și niște imagini cu care ai venit tu. Imagini despre... Sunt imagini ale diverselor activități pe care le-am întreprins la școală, unele care... le-am realizat în cadrul unei sărbători, altele care le realizăm într-o zi normală de școală. Ceea ce reiese din imagini se vede că este un colectiv strâns, foarte... Într-adevăr, foarte sunt niște copii cooperanți, nu numai copiii, și părinții sunt cooperanți, avem o relație deschisă, de o comunicare foarte bună, ceea ce nu ne duce decât la succes și realizări. Da, iată în continuare imagini foarte frumoase. Aici am fost eram la București într-o excursie, am vizionat un film 3D, au fost încântați. Se vede că ești foarte implicată și că încerci să-i duci mai departe decât zona de la școala lor de acolo și că le oferi alte perspective, ca ei atunci când vin la liceu sau când se vor muta în oraș să nu întâmpine niște diferențe din astea de... Credeți-mă, dacă participarea ar fi fost activă doar din prisma mea, doar din punctul meu de vedere, nu cred că aș fi reușit să... Nu știu dacă am făcut multe lucruri, dar cel puțin cele pe care le-am făcut. Activismul acesta este prezent și la ei. Uneori ei sunt cei care mă împing, mă motivează, îmi dau putere să creez, să spun așa, activități. Și... A câta generație este pe care... Este prima generație. Eu am terminat liceul în 2002, dar am avut o perioadă de stagnare de 8 ani. Am fost în afară și atunci ei sunt prima mea generație. De aceea iubesc atât. Am simțit așa că există o relație specială între tine și copiii tăi și lucrurile astea cred că se vor vedea și la următoarele generații. Bineînțeles, sunt conștientă, este felul meu de a fi, nu aș putea să fiu altfel, dar ei, prin faptul că sunt prima mea generație, vor fi aparte întotdeauna. Dragii mei, noi vom lua o scurtă pauză de publicitate, nu ca să partajăm aici o cafea cu copiii. Voi beți cafea? Nu beți cafea. Vom lua o scurtă pauză de publicitate să mai respirăm, să mai ne acomodăm aici în platoul nostru și revenim. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră.
să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te îmbeți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Iată, am revenit aici în platou, alături de Alina, învățătoarea copiilor frumoși pe care îi vedeți alături de mine. Mai sunt doi dintre ei care ne-au pregătit și ei un moment special astăzi, Bogdan și Daria, nu? Păi, uite, până vă luați voi loc în spațiu, haideți! Haideți să vă așteptăm, Alina, dă-le și tu un microfon. Voi nu aveți negativ, o să cântați fără, cred că o să vă uitați în cameră unde este Florian, colegul meu, nu? Și, aveți un cântecel pregătit care se numește? Toamna. Toamna, da, e un cântec popular, ceva? Da. O melodie, bun. Haideți, sunteți pregătiți? Da. Da. Haideți. Toamna coace merele, aurește zările, zbuciumă viorile și pornește horele. Toamna, frunzuliță aurie, să te prind la pălărie, frunzuliță gălbioară, toamna a venit în țară. Frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară. Toamna coace strugurii și aprinde ruguri mii, ne adună într-un joc și ne prinde într-un joc, toamna. Frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară,
toamna a venit în țară, frunzulița aurie, să te plin la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară, codrunate în culori, sus pe cer se adună nori. Ploile, surorile, ne spală cărările, toamna, frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară, frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară, sărbătorile pornesc, pe al meu plai muntenesc, cu un cântec, cu un joc, cu belșug și cu noroc. Toamna, frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară, frunzulița aurie, să te prind la pălărie, frunzulița gălbioară, toamna a venit în țară. Bravo, mulțumim copii! Cred că au avut și puține emoții, nu? Că... Într-adevăr, au avut puține emoții. Este foarte greu să cânt și fără negativ, dar ei s-au descurcat. Important era mesajul pe care ni-l transmit, un mesaj de toamnă, nu? Așa este. Noi îl așteptăm pe Moș Crăciun acum. Sebi ne-a promis ieri că ne dă un număr al lui Moș Crăciun să-l afișăm pe ecran, însă emisiunea a decurs foarte repede și nu am mai apucat să afișăm numărul lui Moș Crăciun. Bogdan, știu că tu faci parte dintr-un grup vocal, nu ești la prima apariție TV. Ne povestești și nouă puțin așa despre tine? Da, fac parte din grupul vocal folcloric Firicel de Cânt și Dor, condus de doamna Daniela și am fost la mai multe televiziuni, la columna de 2 ori, cu cântece în prima audiție. Și urmează să venim cu un program de colinde. Da, iauzi, eu nu am știut, recunosc că nu te-am văzut pe aici, dar cu siguranță telespectatorii noștri fideli te-au remarcat. Ne bucurăm că ai venit și la cafea aici, deși voi nu consumați cafea, cum a anunțat pe mine colegul meu, Freddy. În emisie mă certa pe timpul pauzei, dar nu-i nimic, o să o rezolvăm după emisiune. Spune-ne cum e la școală. Purtați uniformă? Vă place ideea asta de uniformă sau nu prea o agreați? Ne place ideea aceasta de uniformă și o folosim ca să ne simțim adevărați școleri și să ne discutim pe părinți să ne mai cumpere multe haine. Da, nu știu dacă, oricum părinții vă cumpără haine să le purtați și în timpul liber, probabil... Bogdan, ai spus școleri. Păi, de unde știi Caragiale? Tu de școleri? De la? Caragiale. Da, un mic goie el a printre avut, noi. El a interpretat ceva de Caragiale și... A întâlnit noțiunea de școler. Nu-i nimic. Nu mă gândeam să-și mai amintească și să folosească acum noțiunea aceasta de școler. Da. Spune-ne și despre costumul ăsta pe care l-ai tu tradițional. Ți l-au făcut părinții? Costumul mi l-a făcut mamaia mea, doamna Flori Bungete, care ea acum scrie și serbări, cântece populare și poezii. Înseamnă că o să fie prezentă și în Da, bunicuța noastră este foarte talentată, un talent pe care și l-a descoperit acum, dar nu este deloc târziu, așa cum i-am spus. După cum vedeți, costumul este, cel puțin ea, este concepută de dumnea ei, scrie și poezii, serbarea cu care vom veni este concepută tot de dumnea ei, are chiar și o carte acum, este în plină formă și în
plină muncă, bunica înseamnă noastră. Că talentul se transmite din generație în generație. Bunica ta cred că e foarte mândră așa de tine, nu? Da. Ce zice? Se uită la noi bunica? Da. Bunica, vă felicităm, aveți un nepot extraordinar și ne bucurăm încă o dată că este alături de noi. Daria, spune-ne cum este la școală. La școală... Ce discipline îți plac ție, așa, care sunt preferatele tale? Îmi place limba română, deoarece ne face părtaș la o lume mirifică a poeziilor, poveștilor și baznelor. Personajele ne dezvăluie valorile morale care ne sunt necesare. Limba este cea mai de preț. Limba este comara cea mai de preț a unui popor. Învățăm să vorbim corect, să scriem și să ne exprimăm. Da, înseamnă că învățătoarea voastră este cea care vă împărtășește aceste valori minunate. Felicitări, dragii mei! Eu vă aștept aici de Crăciun să veniți, o să scriem moșului pentru cadouri. Alina, revenim la tine. Spune-ne despre dificultățile pe care le-ai întâmpinat în cariera ta alături de copii. Care au fost barierele așa care te-au pus pe gânduri? Obstacole, da. Ce să spun? Repet, sunt la prima generație, a treilea an alături de acești copii, deci nu vorbim de o carieră îndelungată, ci de una relativ scurtă. Până la momentul acesta, dificultății, în adevăratul sens al cuvântului, nu am întâlnit, din fericire. Mai apar dificultăți și probleme acolo unde relația dintre cadrul didactic și părinți este puțin defectuoasă, comunicarea nu se realizează și atunci acest aspect se răsfrânge asupra copilului. Dar vorbind așa la de dificultăți în sine, sincer, nu am întâlnit cu ei până în momentul acesta. Sunt copii în rândul lor care au părinții plecați în străinătate? Da, sunt câțiva care au unul dintre părinții plecați. Da. Se răsfrânge absența părinților? Încercăm pe cât posibil să nu, atât cei cu care au rămas încearcă să umple acel gol și eu încerc să fac lucrul acesta, dar uneori se simte lipsa părintelui, sunt momente de tristețe, momente de, în care sunt abătuți, gânditori. Ce să spun, Raluca, la noi în clasă s-a format așa o atmosferă de familie. Dacă eu pretind ca relația mea să fie una pe orizontală, nu una pe verticală, eu să fiu acolo sus și ei să se uite la mine ca la doamna, ca la un piedestal, sunt momente când și aceste momente reprezintă satisfacțiile mele de învățător, când se întorc și spun, mami, adică nu-mi dau seama că sunt doamna, sunt mami. Deseori se întâmplă lucrul acesta. Se simt alături de mine în sensul că vin și îmi povestesc ce-au făcut acasă, de ce s-a supărat mami, cum s-a rezolvat problema. Povestesc gânduri ale lor intime și consider că este foarte bine. Se creează o încredere și atunci destăinuirea se realizează cu succes. Mami la școală, mami acasă. Mami acasă și mami și la școală. Și tu ai două fetițe minunate, Beatrice și Alexia, se uită la noi acum. Nu, ele sunt la școală, respectiv grădiniță. Beatrice este clasa a doua și Alexia grupa mică la grădiniță. Sunt acum la programul lor de zi cu zi. Da, încerc să mă împart, deși uneori timpul mi este scurt și nu reușesc să acopăr tot ceea ce mi-am propus. Nu cred că mi se întâmplă mie, numai mie, ni se întâmplă tuturor, multora dintre noi, da. Dar reușim, încercăm cel puțin pe cât posibil să reușim multe din ceea ce ne propunem. Cum
ți-ai ales tu? Papa. Făcând altceva în afară de învățământ, chiar dacă ai avut pauza asta de 8 ani de zile. Într-adevăr, pasiunea aceasta vine la mine de mic copil, de când eram eu însă elevă, o vedeam pe doamna ca fiind cea mai bună, cea mai atot știutoare persoană. Și scaunul acela al dumnei m-a atras întotdeauna. Am fost atrasă de scaunul acela. După aceea mi-am completat această voință, această dorință cu sentimentul pe care l-am la adresa copiilor. Îmi plac copiii, îmi place să lucrez cu copiii, mă simt utilă atunci când lucrez cu ei, simt că eu aportez ceva în personalitatea lor, că îi ajut să se dezvolte, că mi folosesc în același timp abilități, deprinderi pe care le am și le folosesc în mod util. Adică altcineva beneficiază de ceea ce eu știu. Nu știu doar eu, le transmit și lor. Deci este un fel de transmitere, de mai mult de transmitere de cunoștințe pentru a îi îndruma și a-i ajuta. Ne povestești și nouă experiența așa mai aparte pe care ai trăit-o tu ca și învățătoare, nu știu. Repet, cele mai magnifice, să zic așa, experiențe le am atunci când îi simt pe copii alături de mine. Când văd că sunt supărată, își dau seama că sunt puțin tristă, deși încerc să maschez pe cât posibil lucrul acesta. Uneori este imposibil, suntem umani toți. Și nu putem întotdeauna să mascăm ceea ce simțim. Acestea sunt momentele de bucurie. Mai simt bucurie în momentul în care văd rezultatele muncii mele în performanțele obținute de ei. Atunci iarăși este o plinătate a mea ca învățător. Când văd rezultatele bune pe care ei le obțin, atunci simt că munca mea nu a fost zadarnică, ci cu folos. Da, am văzut și noi astăzi foarte, foarte bine pregătiți, uimitor de pregătiți, într-un totul cu uniți cu momentele pe care le-au pregătit. Cum se mai vede învățământul de astăzi față de cel tradițional? Învățământul tradițional era unul mai stabil în comparație cu cel contemporan. Într-adevăr, cel contemporan are foarte multe puncte benefice, începând cu modul de predare. Acum predarea nu mai este o simplă predare bazată pe transmitere de cunoștințe prin activități frontale. Acum învățătorul își păstrează doar postul de mediator, încearcă să fie un mediator și să lase copilul să exploreze, să cerceteze, să-și descopere el informația și este mult mai interesant și mai benefic, deoarece descoperind informația și-o însușește mai repede. Din păcate, învățământul de astăzi, spre deosebire de cel clasic, nu este stabil, adică noi cadrele didactice nu avem stabilitatea programei, stabilitatea planificărilor, stabilitatea manualelor. Acum, spre exemplu, în clasa a treia, după cum bine știți, noi mergem pe o programă nouă și, din păcate, nu avem manuale. Manualele importante, limba română și matematică, noi nu avem. Avem doar manuale de arte vizuale și abilități practice și religie. Și cum a trebuit să improvizăm, dar ne-a fost greu. Bineînțeles, acum, în situația aceasta, a trebuit să apelez la părinți. Părinții au fost cei care au contribuit la achiziționarea unor înlocuitoare ale manualelor, unor auxiliare pe care să ne desfășurăm activitatea. Da, o situație... Este într-adevăr, ne este puțin dificil, dar nu vreau să cred că este dificil, vreau să cred că o să reușim, că o să ne însușim toate acele competențe pe care ni le-a impus programa. Cum vezi tu învățământul ăsta din România comparativ cu cel din străinătate?
pentru că ai avut și o experiență. Am trăit într-adevăr. Ai văzut cum stau lucrurile acolo. La noi, din păcate, ne mișcăm puțin mai greu, dar până la urmă oamenii de calitate reușesc să se mobilizeze și să ducă la capăt ceea ce își propun. Așa este, trebuie doar să vrei, trebuie doar să vrei și să-ți impui că vrei și atunci și reușești. Dar mai dificil, mai dificil. Nu putem să fim la înălțimea celorlalte state europene pentru că ei au dispun de alte resurse materiale. Noi, spre exemplu, ce să mai începem cu faptul că nu avem nici măcar manual, ce să-ți mai spun despre celelalte lucruri necesare, calculator, imprimantă și așa mai departe. Avem, bineînțeles că avem la nivel de școală și calculator și imprimantă, dar activitățile sunt, se pot desfășura mult mai bine dacă am dispune de aceste obiecte la clasă. Nu ne plângem pentru că nu le avem, important este că le avem la nivel de școală, le putem folosi, dar mergem puțin mai greu, mai cu pași, așa mai bătrânești. Nu-i nimic. Învățământul este unul bun, reforma curriculară ne oferă un învățământ bun, de calitate, dar care se desfășoară mai lent. E, asta este, până la urmă, o scoatem noi. Dar, repet, asta nu ne împiedică să fim niște copii talentați, niște copii care să formăm, de fapt, niște copii care vor avea o personalitate puternică și care le va fi de folos atunci când o să trebuiască să se integreze în mediul social. Acesta este unul din obiectivele generale ale educației și sperăm ca noi să-l atingem, să le oferim acestor copii oportunitatea să-și creeze și să-și contureze niște personalități puternice care să-i ajute să facă față societății. Cu siguranță am fost mai atipici așa. Atunci când am hotărât să vă invităm aici în emisiune, chiar am insistat să avem o prezență de acest gen, pentru că vroiam să arătăm ce se întâmplă chiar și în învățământul, nu doar cel urban. Vedem că oamenii acolo sunt pregătiți. Eu am fost foarte impresionată de copiii de la școala din Aninoasa pe care i-am văzut și îi așteptăm și pe ei aici cu lucrările lor sau cu ceea ce se pregătesc, mai ales acum cu sărbătorile acestea. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Trebuie să ne luăm la revedere de la invitații și cu proxima ocazie o să ne revedem aici. Abia ne-am împrietenit. Nu-i așa, copii? Da. Zice și voi. V-a plăcut aici la noi? Da. La cafea mai veniți, nu? Vă pregătește doamna acum un... Mai venim la cafea fără cafea. Păi ăsta este motoul emisiunii noastre, trebuie să-l folosim. Ceștile au rămas goale pe masă, deci avem dovada vie că nu s-a consumat nimic. Da. Le mulțumesc, îți mulțumesc și ție, Alina, și încă o dată felicitări pentru toată munca ta, care, sigur, în spate este una și mai mare pe care nu reușim să o expunem aici. Până mâine, ce să zic, Iulia, vino înapoi, nu mai pot fără tine. Te aștept aici la canapea să-ți iei rolul care ți aparține.